Cetățenii care plătesc în mod nejustificat anumite sume la stat trebuie să primească la restituirea sumei dobânda aferentă întregii perioade de reținere, contrar actualelor prevederi din Codul de Procedură Fiscală, a decis Curtea Constituțională. Plenul acesteia a luat în dezbatere ieri excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor unor prevederi din Ordonanța Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, conform cărora pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut de legislația specifică până la data stingerii prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor, iar potrivit articolului 70 alineatul 1 din Ordonanța Guvernului 92/2003, cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluționează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare. În același articol se precizează că în situațiile în care pentru soluționarea cererii sunt necesare informații suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării și data primirii informațiilor solicitate. Decizia Curții Constituționale este motivată prin faptul că normele criticate generează îmbogățirea fără justă cauză a statului în detrimentul patrimoniului contribuabilului, ca urmare a imposibilității folosirii sumei de bani percepută nelegal și privarea persoanei de o despăgubire adecvată pentru pierderea suferită prin plata respectivei sume. Această pierdere este direct proporțională cu durata indisponibilizării sumei plătite fără temei juridice pe perioada cuprinsă între data plății sumei nedatorate și data restituirii acesteia și are drept consecință încălcarea dreptului de proprietate al contribuabilului. Se arată într-un comunicat de presă al Curții Constituționale. Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv în Alta Curte de Casație și Justiție, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal.